de joi, alături de noi este domnul Livio, a venit de la fermele Adoc. Noutăți, o să vorbim despre lapte, despre prețul laptelui și despre starea pieței în acest domeniu și nu numai. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Liviu, și bine ați revenit. Am auzit o știre de dimineață la Europa FM și chiar vreau să o comentăm alături dumneavoastră, pentru că e oarecum ne interesează siguranța alimentelor. S-a primit un... din partea Parlamentului European, a unui organism european, un fel de, cum se spune, de nesomează, normă. O normă din asta ne somează ca și în România să se introducă o lege împotriva celor care produc alimente, și anume anumite alimente să nu crească mai mult un raport de grăsimi nesănătoase mai mult de 2%. La ora actuală, vă dau un exemplu, biscuiți, popcorn, mai ales pentru copii, au și 50% procentul de grăsimi nesănătoase. Facem o paralelă oarecum, nu neapărat să ne luăm de asta, pentru că nu e domeniu, dar să trecem la lapte, și anume în ce măsură, noi am mai discutat lucrul ăsta, dar e bine să știm tot timpul, în ce măsură se poate transpune și putem să alegem un lapte sănătos la ora actuală din magazine. Da, problema care e ridicată și care se discută și la nivelul Uniunii Europene este mai veche. Nu este de acum. Dar grăsimile alea nu provin din altceva decât din diferite euri. Corect. Și atunci, ceea ce vorbeam noi acum câteva luni de zile, aceste euri trebuie să dispară la un moment dat, pentru că am văzut, tendința oamenilor acum este să mănânce sănătos. Și cei care, bine, și cei care își permit lucrul ăsta, au început să renunțe la asemenea alimente care conțin nenumărate euri. Dintre care și grăsimile de care discutam. Da, din păcate nu prea citim pe... Da. Nu citesc oamenii. Nu citesc și din cauză, pentru că toate recomandările sunt foarte, foarte mici scrise. Cei care poartă ochelari și nu au ochelari, nu au ce să vadă. Dar eu sunt sigur că nici cei care văd foarte, foarte bine nu au răbdare să citească, pentru că atât de multe sunt încât nici nu ai timp. Și timpul e din ce în ce mai prețios pentru români. Și atunci, domnule, cum catalogăm un produs, oricare ar fi alimentar, mă refer, drept sănătos sau mai puțin sănătos? Pentru că ele deocamdată se va întâmpla cât de curând lucrul ăsta. Vor ajunge să fie puse în funcție de pe raft. Adică am văzut în străinătate, e o chestie cu verde, galben și roșu. Cât de nocive sunt în funcție de... Și atunci... Acum... Normal ar trebui să fie și la noi, dacă este o recomandare a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, ar trebui să se întâmple treaba asta și la noi. La noi deocamdată nu se întâmplă, pentru că nici marile magazine, supermarketurile, nu respectă indicațiile sau recomandările Uniunii Europene. La noi se vinde alandala. Tocmai pentru faptul că românii nu sunt atenți la ceea ce consumă. Dar tot revenind la asta, și noi am mai discutat asta și reluăm discuția pentru că e foarte importantă, de-a lungul ciclului istoric, și nu ne ducem foarte mult înapoi, ci hai să zicem anii 70-80, să mergem până acolo, dacă pe vremurile respectivă controlul era de altfel, și adică se dorea a fi controlate alimentele într-un sistem foarte bine controlat de la centru respectiv, se știa exact. Acum se pun toate grămadă, se aduc și... Da. Bine, pe vremea aceea nu aveam importuri, să ne înțelegem. Foarte puține importuri. Erau foarte puține importuri, dar nici nu erau descoperite atât de multe substanțe, atât de multe euri care să fie folosite în industria alimentară. Da, dar știu că noi fugeam de soia, salam cu soia. Asta soia e printre cele mai scumpe produse și se caută fantastic. Bun. Acum depinde la ce soia ne referim, pentru că soia modificată genetic e cu totul altceva. Deși unii specialiști spun că n-ar influența prea mult faptul că este modificată genetic, adică este foarte, foarte productivă. Deci produsul de soia în sine e sănătos. Da. Bun. Vreau să vă întrebăm, e mai... Și acum revenim, fără să fie vreo reclamă ascunsă în spate, ci se revine în locurile, pentru că am văzut și marile orașe, Cluj, Timișoara, București, au început, cei care spuneți dumneavoastră că își permit și au buzunarul, chiar dacă merg la
mall sau merg în altă parte, totuși cumpărăturile, alimentele și le iau de la anumite magazine mai mici de cartier, specializate în hrană bio sau... Sigur că da. Noi sperăm să se ajungă la treaba asta și din ce în ce mai mulți oameni să consume din micile magazine sau magazinele de proximitate care sunt prin cartiere, pentru că și noi suntem în situația asta ca și producători de produse lactate, legume. Și eu chiar recomand, pentru că ceea ce produce un fermier care se respectă și desface prin propriile magazine, suntem aproape siguri că este o marfă curată. Pentru că, la un moment dat, orice fermier, orice producător care dorește să-și vândă marfa și dorește să vină cu produse sănătoase, până la urma urmei, încearcă și face tot posibilul ca să producă în așa fel încât să-și vândă toată marfa. Și, bineînțeles, să aibă și un profit de pe urma acesteia. Noi facem treaba asta de câțiva ani și continuăm să o facem prin magazinele pe care le avem pe teritoriul județului Hunedoara și sperăm din tot sufletul că vom putea ieși și din județul Hunedoara. Deocamdată facem treaba asta aici și eu zic că o facem bine prin produsele pe care le desfacem acolo și se știe, dar repet ca să afle toată lumea care ne vede, că noi producem în primul rând produse lactate, începând de la propria fabrică. În propria noastră fabrică, din propriul nostru lapte care îl producem noi, materia primă este numai și numai din ferma noastră, o fermă controlată, o fermă care zicem noi și nu numai noi, pentru că acum s-a auzit aproape în toată țara și în afară despre noi, este o fermă care produce lapte natural. Și chiar comercializăm și lapte natural, adică laptele crud prin dozatoarele pe care le... Apropo de asta, domnul Liviu, nu ați avut încă cereri, pentru că sunt foarte mulți români afară, români de aici, din zonă, care am înțeles că s-au deschis foarte multe magazine din astea cu produse românești, prin Anglia, Franța, Germania, Italia, Spania. Da, suntem într-un studiu. Noi am trimis mostre din ceea ce producem noi și prin Anglia, am trimis și prin Germania, am dus și prin Franța. Au venit și cei de acolo și am făcut niște degustări aici, la noi, în fermă. Și așteptăm să vedem care este reacția lor, dar nu ne-am oprit aici. Bineînțeles că o să continuăm să ne promovăm produsele, pentru că noi știm ceea ce facem și știm că facem bine ceea ce facem. Ne folosind în fabrica noastră de lapte, spre exemplu, poate printre puține fabrici de lapte care nu folosesc nici măcar lapte praf. Nu mai vorbim de alte tipuri de euri. Ce ne puteți spune despre piața laptelui la ora actuală? Este o tendință crescătoare. A început să crească și în Europa laptele, dar se pare că crește ceva mai mult în România. De vreo 2-3 săptămâni, noi suntem în negocieri cu diferiți procesatori de lapte, pentru că, am mai spus și repet și acum, noi producem mai mult decât putem noi să procesăm și diferența între ceea ce procesăm și ceea ce producem, o vindem. Totuși, domnule Liviu, știți ce? Am o întrebare și aici, nu neapărat să-mi răspundeți exact, dar dacă iei un iaurt sau mai multe iaurturi și iau un iaurt de al noastră, iau din altă parte și mă uit. Normal, iaurtul ar trebui să conțină cam același lucru. Totuși sunt diferențe destul de mari între un procesator și altul. Da, eu zic că nu e normal să conțină același lucru din moment ce se folosesc tehnologii diferite. Da, dar iaurtul în sine... Iaurtul în sine, așa e. Iaurtul deci formula iaurtului este complicată. Da, este poate cea mai simplă formulă. Exact, deci asta e vorba. Ca și produs din lapte. Dar, adică dacă e un iaurt și zidește acolo, că noi am văzut la dumneavoastră, am văzut cum se face iaurtul și de obicei pe iaurtul care l-aveți dumneavoastră împachetat, nu scrie mult, scrie exact cam ce conține, adică... Trei elemente. Păi asta zic. Da, lapte, sare și fermenții lactici. Da, da, la unele ai la iaurt tot felul. E o etichetă destul de lungă, da.
Păi, ceea ce spuneam înainte, unii preferă să folosească pentru că îi dau un aditiv de gust, îi mai dau un aditiv care de culoare, de culoare, unul care îi mărește durata de valabilitate. Noi nu facem treaba asta. E adevărat că uneori mai și pierdem, pentru că neavând perioada de valabilitate lungă, de 7, 8, 10 zile, și având o perioadă de 2-3 zile... Păi atâta ține uneori până sigur, la trebuie să-l scoți din comerț și să-l distrugi. Și atunci mari procesatori nu pot să... Mai ales cei care și cumpără laptele de la producători, nu pot să facă treaba asta. Și atunci folosesc fel și fel de aditivi, ceea ce la noi nu se întâmplă. Și de asta tot timpul eu recomand oamenilor care consumă și culmea e că nici diferența de prețuri între noi care producem, hai să zicem, cât mai aproape de natural și cei care folosesc 3, 4, 5 aditivi în procesarea laptelui pentru iaurt, diferența de preț este sau chiar nu este. Da. Niciun fel de diferență de preț. Dar e adevărat, eu spun și tot timpul repet, cei care folosesc aditiv pentru gust, care creează și dependență. Da. Sigur că sunt în câștig. Omul... Te-au prins acolo cu gustul ăla. Vai omul... ce bun e, vai ce cremos e, vai ce... Da, încă nu s-a ajuns la faza în care oamenii care cumpără aceste produse să meargă să se uite, băi, mă uit acolo, ăsta e aditiv de gust. Păi, nu e asta gustul lui natural. Înțeles. Dar există mai bine, la... mai bine cumpăr unul cu gust natural. Există la ora actuală producători care nu scriu tot pe etichetă ce bagă în el? Sunt aproape sigur că există. Da, asta n-ar fi voie, adică... Nu, dar există o lege care reglementează treaba asta, numai că încă nu se respectă întocmai. Deci, practic, ca producător, tu trebuie să scrii tot. Cu mai multe controle, cu mai multe mai multă supraveghere, eu cred că până la urmă se va rezolva și treaba asta și exact așa cum s-a rezolvat și importurile de lapte. Discutam acum câteva luni de zile că se importă în România lapte de peste tot, din Europa, lapte de proastă calitate, care generic noi ziceam lapte, dar el de fapt în realitate nu era lapte. Erau ușoare urme de lapte în cisternele cu care veneau. Dacă s-au pus românii pe control și au început să-l analizeze și să vadă ce importă, nu s-a mai importat sau au scăzut, că încă mai scapă câte pe aici, pe acolo, câte unul. Și asta, drept urmare, a crescut și prețul laptelui în România. Marii procesatori, să știți, la ora actuală caută lapte conform, pentru că și controlele pe ei sunt aproape zilnice. Și nu pot să-și mai permită să folosească orice porcărie în procesul de producție. Și noi chiar suntem acum la faza în care suntem solicitați de mari producători să le vindem laptele nostru, care, repet, este un lapte și ei nici nu au pretenții să le dăm lapte cu 4,2% grăsime, cum producem noi. Încep chiar de la 3,7%. Mai și mai jos. Și sunt dispuși chiar să plătească, unii dintre ei să plătească punctele de grăsime până la 4,2 sau cât producem. Da. Și pentru proteină tot la fel. Da, așa mai merge. Altcumva. E altceva. Dar domnule, la ce se folosește laptele praf? Adică unde, cum să bagi lapte praf? Da, sunt anumite produse care se pretează la folosirea laptelui praf. Păi da, dar nu-i lapte. Neavând lapte produs în fermă, apelez la... Da, la automat praf. Când ai zis praf, praf e praf, adică... Bun, amestești cu apă, cu ce faci? Da. Cu apă, păi da, cum tu cum mai faci? Laptele, o procedură, numai că am mai spus-o, cred că laptele praf se face din zer. În cele mai multe cazuri... Laptele praf nu este extras din lapte conform, ci este extras din zăr și alte ingrediente pe acolo. Nu știm noi. Am înțeles. Sunt multe în componența laptelui praf. Sigur, și un amestec cu apă, îi dă și culoarea aia albă și are și ceva consistență acolo. Pentru că gustul cât de cât. Gustul cât de cât, pentru că sunt aditiv pentru gust.
Ați văzut că acum se fac aditiv pentru orice. Poți să mănânci carne cu gust de banane, că da, dacă ai pus aditivul corect. Păi mai nou am văzut la chinez că au creat și carne artificială, au creat și varză artificială și salată artificială și mai multe treburi. Aia cu varză am văzut și eu. Normal că dacă au creat-o, i-a dat și gustul, nu? Bineînțeles. Că arată, cine? Și... arată și are gust de varză. Domnul Livingston, la final n-aș încheia înainte de a ne da un sfat. Ce să cumpărăm ca să fim cât de cât sigur că totuși bem lapte și nu bem lapte praf? Sau mâncăm... brânză și nu mâncăm cauciuc. Normal că, în primul rând, v-aș recomanda să consumați din magazinele noastre, pentru că știu ce avem acolo. Și să vă uitați pe etichete. Tot timpul, la orice fel de aliment, dar în special la produsele lactate, atenție ce scrie pe etichete. Deși, repet, nu sunt chiar sigur că scrie totul pe eticheta respectivă, dar legal ar trebui să scrie. Și sfatul dumneavoastră este cu cât mai puține, sigur că atât da, mai sănătos. Sigur că da, dar tot timpul asta am spus. Cu cât mai puține, atât mai sănătos. Și dacă nu sunt deloc aditivi în produsul respectiv, este și mai bine. Deci să fie cât mai puține rânduri acolo. Normal.